Exact la timp am revenit în direct, dragi prieteni, pe Arena Națională pentru spectacolul de lumină și de sunet pregătit de organizatorii acestei finale a Cupei Ligii Adeplast. Steaua s-a impus cu 3-0 și spectatorii care au venit în această seară pe Arena Națională vor avea parte de un sfert de oră de show cum nu s-a mai văzut pe un stadion în România. Vă invităm să-l urmăriți alături de noi. Da, un spectacol cu totul special realizat de o firmă din Germania care a mai organizat evenimente asemănătoare pe Allianz Arena sau la Göteborg.
O adevărată sărbătoare a fotbalului românesc, un final de gală pentru o competiție care s-a întors în forță în fotbalul românesc după 14 ani. Steaua își adjudecă așadar finala Cupei Ligii, a deplasat 3-0 în finala cu Pandurii, un show.